Ne-am regăsit, dragii noștri privitori, la obișnuita întâlnire de fiecare seară aici pe televiziunea dumneavoastră preferată. Un invitat special în această seară a venit în studioul nostru, special pentru dumneavoastră, domnul vicepreședinte PSD Gorj, Claudiu Manta, a fost președinte al tineretului PSD, căruia îi urăm un bun revenit în studiourile noastre. Bună ziua, bună seara, mulțumesc pentru invitație, vă salut pe dumneavoastră și pe telespectatorii noștri. Campania pentru prezidențiale stă să înceapă și toate partidele își turează motoarele, iarăși din câte am văzut și partidul pe care reprezentați este cu motoarele pregătite pentru a intra din plin în această campanie. Am văzut că pe media națională deja sunt, să spunem, avantpremiere ale declanșării campaniei prin apariții ale staff-ului sau ale reprezentanților partidului care vin, nu numai ale dumneavoastră, ci și ale celorlaltor partide din area care cuprinde pe cei care vor să candideze pentru fotoliul de președinte al României. Și v-aș întreba din perspectiva experienței dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră atât partidul pe care reprezentați, cât și celelalte partide care, iată, sunt pregătite de start, mai au ceva de pus la punct, având în vedere ceea ce a fost campaniile anterioare? Sigur că această perioadă preelectorală, mai ales la o campanie de anvergura celei prezidențiale, înseamnă o anumită poziționare sau o repoziționare a unora dintre candidați, o pregătire a tot ceea ce înseamnă activul de partid pentru această campanie electorală. După cum știți, PSD-ul a abordat cu foarte multă seriozitate campaniile electorale din trecut, dar, din păcate, multe dintre aceste ultime campanii electorale la prezidențial, rezultatul nu a fost cel așteptat de către noi. Și atunci, părerea mea este că, și a colegilor mei este că, trebuie să învățăm din greșelile pe care le-am făcut în aceste campanii prezidențiale, astfel încât rezultatul să fie favorabil și nu neapărat noi aici la Gorj, pentru că de fiecare dată noi la Gorj am obținut rezultate bune și foarte bune, din păcate restul județelor la nivel național au mai fost și cazuri în care nu s-au mobilizat corespunzător și atunci s-au făcut o serie de schimbări necesare din punctul meu de vedere, astfel încât să obținem un rezultat bun în această campanie electorală. După cum știți, sunt o grămadă de candidaturi și ăsta este un lucru bun pentru democrație, pentru că oamenii au ocazia să aleagă cel mai bun candidat, omul care, din punctul lor de vedere, poate să se ridice la exigențele funcției de președinte a României, prima funcție în stat. Și, din punctul meu de vedere, cred că acel om este candidatul Partidului Social Democrat, în speță doamna Viorica Dăncilă, un om care a și demonstrat, spre deosebire de ceilalți, că a făcut niște lucruri pentru țara asta. Atât din perspectiva calității de europarlamentar pe care a avut-o doamna, dar mai ales din perspectiva calității de prim-ministru pe care o deține de o bună bucată de vreme. Este o luptătoare, o supraviețuitoare, pentru că a trecut prin atâtea moțiuni de cenzură și eu sunt convins că inclusiv această moțiune de cenzură pe care se tot chinuie opoziția să o depună nu va avea succes. Eu cred că dânsii nu vor reuși să strângă numărul de semnături, deși văd că se laudă pe toate canalele media că au obținut nu știu câte semnături. De la lista de semnături până la depunerea și la votul moțiunii este cale lungă și eu cred că nu vor reuși dintr-un singur punct de vedere. Nu au dovedit, opoziția nu a dovedit la modul serios, la modul viabil vorbind, pentru că au ceva pregătit, pentru că nu e suficient doar să dărâm. Să dărâm și să critici, cred că este cel mai ușor, se pricepe toată lumea. Trebuie însă să vii în fața oamenilor și să le spui ceea ce urmează să faci după aceste moțiuni, pentru că alternativa, și a spus-o prin vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, sunt alegerile anticipate. Atenție! Alegerile acestea anticipate sunt extrem de greu, potrivit Constituției, de
pus în aplicare. Depus în aplicare, exact. Trebuie să cadă două guverne. Exact, apoi... o procedură foarte complicată. Tot Constituția spune că în ultimele 6 luni de zile președintele României nu poate să dizolve Parlamentul. Deci, da. Este foarte complicat și atunci această instabilitate a Parlamentului, da, în ipoteza puțin probabilă în care am vorbit de căderea guvernului, s-ar răsfrânge asupra tuturor activităților, tot ceea ce înseamnă activitatea guvernamentală. Deci eu zic că opoziția n-a venit cu un plan serios în afară de fluturarea acelei iluzorii a acestor alegeri anticipate și ca atare moțiunea de cenzură eu cred că nu va trece. Vreau să vă întreb ce credeți că vrea să discute domnul președinte Iohannis cu doamna premier Viorica Dăncilă, pentru că este chemată mâine la consultări la Palatul Cotroceni. Bănuiesc că are legătură cu nominalizarea pentru postul de comisar european. Aici foarte multe comentarii nu am de făcut. Am văzut că a venit cu o altă variantă doamna premier, Mihai Fifor. Da, este una dintre soluții pentru funcția de comisar european. E de discutat aici. Părerea mea este că s-a jucat politic cu respingerea doamnei Rovana Plumb. Să fim serioși, dintre toți candidații, pentru că din câte am citit în presă, din cei 9 sau 10 candidați au avut anumite probleme cu ghilimele de rigoare și numai reprezentanta României și cea a Ungariei și cel al Ungariei au fost respinși în comisia jurii. Ei, haideți să fim serioși, lucrurile astea au fost lămurite, zic eu, suficient de către doamna Rovana Plumb, dar asta este, în Parlamentul European, din păcate, se joacă politic, lucrurile sunt foarte clare, ne conformăm și probabil că în cursul zilei de mâine sau poimine vom veni cu o nouă nominalizare pentru postul de comisar. N-ar fi fost o dovadă suficientă de patriotism ca europarlamentarii să facă lobby comun pentru a avea la transporturi un om din România care să apese pedala proiectelor importante de care are nevoie fără discuție, zona transportului în România. Vedeți, domnul Covaci, problema este că, din păcate, europarlamentarii români, în loc să facă front comun pentru candidatul țării, că nu este candidatul Partidului Social Democrat aici. Aici este vorba de candidatul României pentru postul de comisar european. Da? Iar această nominalizare o face guvernul, conform regulilor europene. Avem un guvern PSD, ca atare trebuie să fie totuși un om de la Partidul Social Democrat. Ei, din păcate, și o spun cu durere în suflet, n-am fost noi ca țară, sau mă rog, europarlamentarii noștri, n-au fost uniți în a promova interesele comune ale țării, s-a ajuns iarăși la dezbinare și la rezultatul pe care îl cunoaștem. Adică, mi se pare totuși normal că atunci când ieși în afară, să lași lucrurile și conflictele interne. Patimile politice. Exact, să le lași la o parte și să avem totuși, că e vorba de interesul național aici. Iar din punctul meu de vedere, europarlamentarii care au fost împotrivă și care mai mult au fost foarte vocali împotriva României, n-au avut prea mult de-a face cu interesul național. Din păcate spun asta. Mai putem recupera pe ultima turnantă și să reușim să avem la transporturi da. Un reprezentant al României? Cu siguranță. Din câte știu eu, portofoliul acesta este alocat României, da? România trebuie să aibă un comisar european, că ăștia sunt regulile europene, da? Regulile Uniunii Europene, și eu cred că vom face o altă nominalizare care sper eu de data aceasta să treacă și de votul comisiilor și de votul plenului Parlamentului European. Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră din perspectiva omului cu vechime politică această campanie care stă în fața tuturor partidelor, nu neapărat a partidelor aflat la guvernare. Va fi o campanie grea, va fi o campanie cu, să spunem, lupte la baionetă, între ghilimele, între partidele mari și puternice care își adjudecă acest portofoliu de prezidențiabil. Nu, Covaci, eu mi-aș dori ca să fie mai puțin o campanie la baionetă, așa cum pe bună dreptate a spus dumneavoastră, ci mai degrabă să fie o campanie a proiectelor. Constructivă. Pentru că
Vedeți dumneavoastră, din păcate am avut pe Băsescu, care a fost președintele jucători și care a călcat în picioare tot ce înseamnă Constituția, culmea ipocriziei, domnul Covaci, să condamn comunismul și, acum să se dovedească după atâția ani că de fapt ai fost turnător la securitate, și nu o spun eu, o spune CNSAS-ul și mai mult instanța de judecat. Adică mi se pare culmea ipocriziei, după care să vină un președinte care n-a făcut foarte multe în cei 5 ani de mandat, a fost, dacă vreți, opusul lui Băsescu, nu. Cred că lucrurile nu trebuie să meargă în această direcție, cred că președintele României trebuie să fie un mediator în adevăratul sens al cuvântului, pentru că așa spune și Constituția, să medieze între diversele puteri ale statului sau între partidele politice, dacă este cazul, ori atâta timp cât, din păcate, președintele Iohannis n-a dovedit acest lucru, pentru că de fiecare dată a venit și a criticat guvernul, da, vino și critică guvernul atunci când sunt derapaje, atunci când nu se îndeplinește programul de guvernare. Dar tu, ca și președinte, trebuie să fii deasupra partidelor politice, că de-aia este prima funcție în stat. Trebuie să fii un mediator, trebuie să fii un om care pui la masă toate partidele, toate forțele politice implicate pentru consensul național. Și să depășești blocajele între partide. Sigur că da, când ai zeci de proiecte retrimise înapoi, unele inclusiv, cred că acum jumătate de an, retrimis în Parlament un proiect care viza județul Gorj, care aducea beneficii pentru județul Gorj. Ei, lucrurile astea nu sunt normale și nu înseamnă, nu este bine pentru funcția prezidențială ca tu tot timpul ori să nu faci nimic și să mai ieși din când în când cu cât un discurs pe la televizor, ori să blochezi lucrurile astea, nu înseamnă din punct de vedere constituțional și al cetățenilor un adevărat președinte al României. Și aici cred că Noa Dăncilă este o femeie mult mai echilibrată și mult mai important un om al dialogului. Cred că asta trebuie să însemne președintele României. Cum vedeți faptul că, iată, un sondaj apărut chiar de curând dă ca confruntare sigură pe ultima rundă a prezidențialului cu doamna Dăncilă, cu domnul Iohannis? Cum va fi lupta aceasta în opinia dumneavoastră? Sigur că prima dată o premieră este, pentru politica românească, ca o doamnă, o femeie să intre în turul 2. Da. Sigur că... Și să candideze, până la urmă, să treacă de turul 1, da. Noi nu avem foarte multe emoții pentru turul 1, sigur, nu vom sta să acasă să mâncăm popcorn, așa cum spunea un președinte, un candidat la președinție în 2014 de la Partidul Social Democrat. Va trebui să muncim ca să intrăm în turul al doilea, pentru că, vedeți dumneavoastră, particularitatea turului întâi este că voturile se dispersează foarte mult. Din câte știu eu, sunt 14 candidați validați de... Foarte puțin sunt pe șichierul politic aparținând unor formațiuni politice consacrate. Restul vin din societatea civilă, din afara României. Este foarte corect, dar vedeți dumneavoastră, fiecare din cei 14 candidați a strâns minim 200.000 de semnături, că asta este cerința legală, ceea ce înseamnă că în turul întâi voturile acestea se atomizează, se dispersează foarte mult, presupunând că fiecare a luat minim 200.000 de voturi, că dacă are minim 200.000 de semnături, presupui că are și 200.000 de voturi. Asta vom vedea ulterior. Deci, votul acesta se atomizează foarte mult. E adevărat că președintele în funcție pleacă de la început cu un avantaj ca orice, chiar și la primar este aceeași discuție, da? Are, evident, prima șansă să intre în turul al doilea, dar lucrurile se schimbă dramatic în turul al doilea și vă amintesc de ce s-a întâmplat în 2014. Da, iată că favorit a fost Victor Ponta. Da, intrase cu 10-15% peste candidatul de pe locul 2. 15 și ceva, aproape. Da. Ei, iată, o diferență uriașă la acel moment, da? Iar în turul 2 situația s-a schimbat dramatic. Deci eu cred că pot să existe surprize și la acest tip de alegeri. Depinde de noi, de Partidul Social Democrat și de alegătorii noștri, să ne mobilizăm, să ieșim la vot și să ducem candidatul nostru în turul al doilea, pentru că eu sunt convins că trendul se poate inversa în turul 2.
iată că lucruri care s-au dovedit de-a lungul vremii. Și când a fost Adrian Năstase, în turul 2 iară s-au răsturnat lucrurile. Iată că și acum da, este cred că e chiar mai ușor din poziția de outsider, pentru că este o da. Premieră, atât cât am, cât am vorbit de domnul Năstase, de domnul Joan da. Și de domnul Victor Ponta, ei s-au calificat din partea Partidului Social Democrat pe primul loc. Da. Cel mai probabil doamna Dăncilă acum va ieși pe locul al doilea, ceea ce înseamnă că are această poziție de challenger care îți eliberează un pic presiunea de pe tine. Cum sunt pregătirile? Pentru că dumneavoastră ați trăit campaniile anterioare din perspectiva președintelui la tineret. Sunt da. Dificil de pus în aplicare? Sunt, Covaș, pentru că dumneavoastră da. Știu că mergeți pe da. Ideea aceea din om în om, din ușă în ușă. Da, e adevărat, campaniile electorale s-au schimbat foarte mult în ultima perioadă. În sensul dar că totuși prinde da, chestia cu om, față în față cu om. În sensul că, într-adevăr, sunt foarte importante în ultima perioadă rețelele de socializare, mijloacele moderne de comunicare, dar din punctul meu de vedere, campania de la om la om este cea mai importantă și cea mai sigură. Să intrăm în publicitate, pentru că vreau, nu vreau să pierdem ritmul a ceea ce începe să explicați dumneavoastră și vreau să beneficiem de explicația în toată plenitudinea ei. Să intre publicitatea, vă rog. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050 111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals, Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745 772 672, 0351 463 738. După gusturile tale, alege mâncarea preferată, asta doar la șaormeriile Iatagan. La noi găsiți mâncare turcească, delicatese, dulciuri cu specific turcesc, cea mai bună pizza, burger de vită, kebab, shawarma, hamburger, meniu zilei sau chiar meniu cu șnițel. Nu folosim produse congelate. Vă așteptăm în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 116A, colț cu Gheorghe Doja, și în strada Eroilor, numărul 7, vis-a-vis de Hotel Gorj. Șaormeriile Iatagan, gust și calitate! Universitatea de stat Constantin Brâncuș din Târgu Jiu Gorj, acreditată instituțional, vă oferă programe de studii universitare de licență la următoarele facultăți: Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, Facultatea de Științe Economice, cât și programe de studii universitare de masterat. Perioada de înscrieri 2-14 septembrie 2019.
Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Republicii numărul 1, pe e-mail univ@utgjiu.ro și la telefon 0253-214-307. Universitatea Constantin Brâncuș. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, vă oferă studii de masterat pentru anul universitar 2019-2020, științe sociale și ale educației, cu specializările psihologia clinică și consiliere psihologică, managementul serviciilor sociale și de sănătate, management educațional, managementul culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane, informatică, inginerie și design, cu specializările tehnologii și aplicații web, calculatoare, sisteme și rețele informatice, drept cu specializările, instituții de drept privat, științe penale, instituții de drept administrativ și constituțional, drept economic și proceduri vamale, drept internațional și instituțional, științe economice cu specializările business, management și antreprenoriat, management, marketing și logistică, finanțe, bănci și contabilitate, management, expertiză și audit, relații internaționale, științe politice și jurnalism cu specializările diplomație, securitate, business și comunicare, media, management și marketing online. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6, pe Facebook ULIM Târgu Jiu și la telefon 0253-214-019 sau 0734-517000. ULIM, viitorul carierei tale! Am revenit, dragii noștri privitori, în partea a doua întâlnirii noastre, cu invitatul nostru, domnul vicepreședinte PSD Claudiu Manta, care începuse să ne destăinuie ce reprezintă pregătirea alegerilor prezidențiale pentru partidul cel mai puternic și cel mai numeros din România. Da, sigur că aceste alegeri prezidențiale reprezintă, dacă vreți, inclusiv un moment de calibrare pentru un șir cel puțin la fel de important de alegeri, alegerile locale care vor avea loc în iunie 2020, pentru că în urma rezultatului ce se va obține în fiecare localitate din județul Gorj, pentru că să ne limităm la nivel local, vom face și sau le vom avea în vedere și pentru desemnarea candidaților la alegerile locale, fie că vorbim despre primari, consilieri locali sau județeni. Adică toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să fim extrem de mobilizați și să tratăm cu foarte mare seriozitate aceste alegeri parlamentare. Trebuie să facem, dacă vreți, ceea ce știm noi cel mai bine, să mergem în rândul oamenilor, să vorbim cu ei, să le explicăm ce a făcut bun Partidul Social Democrat în acești 3 ani și ceva de când se află la guvernare și ce intenționăm să facem în viitor. Pentru că oamenii văd, simt rezultatele guvernării Partidului Social Democrat și ăsta e un lucru palpabil, dacă vreți. Cum sunteți dumneavoastră acum cu motoarele pornite? Ce înseamnă pentru dumneavoastră pregătirea de start? Da, înseamnă în primul rând vizite foarte dese în rândul organizațiilor locale, pentru că s-o recunoaștem, baza oricărei campanii electorale de succes o constituie organizația locală. Și mai sunt câteva lucruri. Aveți cele mai puternice și cele mai loiale organizații locale? Fără discuție, este, cum îmi place mie să spun, o țesătură de primari și de consilieri locali care au făcut treabă bună pentru Partidul Social Democrat, indiferent de tipul de alegeri. Pentru că vă reamintesc că la nivel național, chiar la europarlamentare, unde la nivel național am obținut un scor slab, trebuie să o recunoaștem, la Gorj cred că am fost pe locul 8 pe țară ca nivel, ca scor electoral. Și asta nu e puțin lucru, pentru că să fii totuși între județele fruntașe ca și scor scos pentru Partidul Social Democrat, mai ales la acea împărțire a votului care a existat în județul Gorj, este, zic eu, un rezultat bun, cel puțin la nivel de Gorj. Cred că trebuie să fim în continuare la fel de serioși și mai ales să tratăm cu foarte multă atenție aceste alegeri prezidențiale, vă repet, atât din perspectiva organizațiilor locale, dar și la nivel național, pentru că
alegerile prezidențiale au acest tipic, faptul că foarte mulți alegători se uită, spre exemplu, la dezbaterile electorale finale sau chiar la programele de candidatură ale fiecăruia dintre candidați și aleg fiind foarte bine informați despre potențialul fiecărui candidat. Ce înseamnă campania Mediul Rural pentru dumneavoastră, care ați condus o organizație de tineret care avea între pătrundere și în această zonă și fără reprezentanți discuție, da, destul de vocali? Da, înseamnă contactul direct cu oamenii, pentru că un adevărat politician, domnul Covaci, trebuie să se ducă în rândul oamenilor. Trebuie să se ducă în rândul oamenilor, să comunice, să discute cu ei, să le înțeleagă nevoile, să încerce să rezolve cât mai multe dintre problemele dumnealor, pentru că agenda publică a omului, cel puțin la în mediul rural, dar nu numai, reprezintă lucruri elementare, un nivel de viață corespunzător, canalizare, apă, iluminat, drumuri, iluminați, în lucruri... Dispensar, centru de permanență... Exact, școală, spital, renovarea unei biserici, deci toate lucrurile astea s-au făcut, zic eu, în guvernarea PSD, cum nu s-au mai făcut într-o altă guvernare. Vă reamintesc că Programul Național de Dezvoltare Rurală, locală, scuzați-mă, pe celebrul PNDL, da? Sunt 160 de proiecte în județul Gorj. În toate localitățile, fără nicio excepție, nu cred că este o localitate, de fapt știu sigur că nu este o localitate în acest județ, inclusiv localitățile liberale, unde să nu existe un proiect aprobat și finanțat prin programul PNDL. Am văzut o statistică, în 30 de ani însumate, proiectele au fost puțin peste suma pe care s-a aprobat din 2016 în 2019. Da. Este practic o revoluție ceea ce s-a încercat prin PNDL. Care este secretul acestei reușite? Pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, vedeam și prezentarea celor de la statistică pe o televiziune națională, au cuprins chiar și zone unde au fost primari liberali sau de altă coloratură politică nepregnantă. PNDL-ul, Programul Național de Dezvoltare Locală, n-a ținut cont de culoarea politică a primarului. Dacă ai depus proiecte eligibile și corect întocmite, ai primit finanțare prin PNDL. Sunt, și v-am spus-o și pot să venim cu exemple concrete oricând se dorește, de primării conduse de aleși liberal sau de la alte partide politice care au primit finanțare, indiferent de culoarea politică. Indiferent de culoarea politică, vă repet, dacă aceste proiecte au fost utile pentru comunitate și au fost corect întocmite, au primit finanțare. Da? Lucrurile sunt foarte clare aici. Adică nu a existat acea împărțire pe ochi frumoși cu ghilimele de rigoare sau pe criterii politice. Și vă repet, eligibilitate, cât de bun este proiectul și pentru oamenii din acea comună, câtă nevoie este, au fost niște criterii foarte clare și foarte transparente și, mult mai important, foarte obiective pentru împărțirea banilor prin acest PNDL. Pentru că și ați spus-o corect, nu cred că s-a mai investit atât în comunitățile mici, spus o statistică mici, realizată de rurale, în acești 30 de ani. Sunt lucruri extrem de importante, pentru că oamenii trebuie să știe faptul că în ultimii 3 ani de zile s-a introdus o rețea de apă sau rețea de canalizare sau s-a asfaltat un drum sau s-a renovat o grădiniță, o școală sau un spital. Majoritatea dintre aceste proiecte sunt făcute pe acest PNDL, pe care, din păcate și sincer nu înțeleg, rivalii noștri politici au spus că îl vor desființa. Luați declarațiile celor de la USR, care au spus foarte clar: dacă venim noi la guvernare, toate aceste finanțări pentru PNDL le vom tăia și vom desființa PNDL-ul. Eu mă întreb cu groază ce se întâmplă cu finanțările, cu proiectele deja finanțate sau care se află într-un anumit stadiu de dezvoltare. Ce se întâmplă cu astea? Că nu poți să lași grădinița renovată doar pe jumătate sau drumul făcut doar pe jumătate sau la nivel de bala stabilizat. Trebuie să totuși să-l termin dacă vrei să faci un lucru cum trebuie, da? Eu mă întreb cu groază, trebuie să-i întrebați pe dumnealor ce vor să facă, dar vă repet, să luați și căutați, sunt declarații ale reprezentanților USR și chiar de la PNL, care au spus că vor desființa acest PNDL, pentru că acest PNDL
totuși, vă repet, a creat niște oportunități extraordinare de dezvoltare. De dezvoltare, în special pentru comunitățile din domeniul rural. Vreau să vă întreb, e diferită în optica dumneavoastră campania pentru prezidențiale 2019 față de cele trecute, ca și mod de abordare, ca și cuprindere, ca și mod de acțiune? Nici o campanie, să știți, și asta vă spune un om care face ca politică și campanii de 16, da, de aproape 20 de ani. De 20 de ani te știu în politică. Da. Nu seamănă una cu alta. Acum, iată că suntem puși într-un context inedit, zic eu, faptul că cel mai probabil candidatul Partidului Social Democrat nu va fi pe locul întâi, cel puțin în primul tur, ci pe locul, cel mai probabil pe locul 2. Și vă repet, asta creează o lipsă de presiune pe rezultat, dacă vreți, pentru că exista foarte multă presiune pe candidat fiind pe primul loc să performeze, dar acum, vă repet, existând, intrând în campanie din poziția de challenger, este mult mai simplu să produci o surpriză uriașă și eu cred că această surpriză uriașă despre care vă vorbeam se va produce în turul 2 prin câștigarea prezidențialilor de către candidatul PSD. Cum așteaptă oamenii să se prezinte politicienii în campanie, să discute cu ei, să îi bage în seamă vorba românului? Să știți că... Și să vină cu mesaje palpabile, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, oamenii sunt informați, oamenii știu ce s-a făcut și nu mai pot fi, să spunem, duși cu proiecte irealizabile, induși în eroare, vis-a-vis de mesajele, să spunem, celor care intră în această competiție. Fără discuție, domnul Covaci, dar vă repet, legătura cu oamenii, să știți că se ține de către reprezentanții noștri din comunitățile locale tot timpul, pentru că acolo avem consilieri locale, avem primari, oameni care stau de vorbă zi de zi cu cetățenii și problemele majore încearcă să le rezolve tot aici la centru. Dar eu vă spun că oamenii știu foarte bine și au o evaluare a fiecărui partid politic foarte exactă și foarte corectă, pentru că ies din casă și văd drumul asfaltat de către, că nu-l asfaltează primarul, dar se asfaltează cu bani prin acest proiect de dezvoltare, prin PNDL sau printr-un alt proiect, dacă ai un primar destoinic, ce știe să facă proiecte și știe să obțină și finanțare pentru ele și se duce cu un proiect bine întocmit, acest proiect va fi finanțat. Da? Dacă ai un primar mai puțin destoinic care în loc să, nu știu, să face achiziții extravagante pentru primărie, cum am mai văzut și cazuri și dumneavoastră prin, în presa locală și nu numai le prezentați din plin, să știți că oamenii taxează foarte ușor chestiunile astea, dar asta e important să vedem fiecare. Și vă repet, oamenii știu cel mai bine ce a făcut fiecare dintre guvernele acestor 29 de ani pentru ei. Staful de campanie cum se prezintă la momentul la care stăm de vorbă? Au fost o serie de ședințe atât ale Biroului Permanent Județean cât și ale Comitetului Executiv. Să vorbiți dinspre centrul județului către extremități. Fără discuție, pentru că vedeți că viața politică este dinamică, foarte dinamică chiar în ultima perioadă, se iau o grămadă de hotărâri, dar lucrurile sunt în regulă. Știți că am trecut printr-o schimbare de leadership în cursul acestui an la nivelul Partidului Social Democrat Corj și se vede că noua echipă a preluat oarecum din mers hățurile, ca să zic așa, cu rezultate bune și foarte bune, pentru că vă repet și vă reamintesc faptul că am ieșit totuși pe locul 8 la nivel național la alegerile europarlamentare, ceea ce înseamnă că s-a produs o schimbare pozitivă pentru organizația județeană. Aveți organizații de tineret foarte puternice la vremea când erați dumneavoastră lider. Acum cum stați? La tineret? Pentru că sunt vicepreședinte, da, și aveți contact cu... Sigur că da, eu am păstrat legătura și încă păstrez legătura cu foștii mei colegi de la organizația de tineret, îi ajut cu tot ce pot. E foarte clar că avem nevoie și se vorbește foarte mult despre înnoirea clasei politice.
Și cred că PSD-ul este partidul care a reușit să facă cel mai mult în această direcție. Uitați-vă faptul că am avut foarte mulți tineri promovați în funcții publice, în funcții de demnitate publică, dar eu cred că se poate face și mai mult. Și ținta mea și a conducerii organizației este ca să avem cel puțin un consilier local din partea tineretului la alegerile locale din 2020, pentru că este nevoie de o înnoire a clasei politice. De astea le-am spus și am insistat foarte mult ca colegii mei mai tineri să se pregătească atât din punct de vedere profesional cât și din punct de vedere politic, pentru că un tânăr, ca să facă politică, trebuie întâi să se realizeze profesional, și ăsta a fost crezul meu, faptul că ai nevoie să performezi în domeniul profesional, în primul rând, să arăți ce poți în meseria pe care ți-ai ales-o și de-abia după aia să faci politică, pentru că această performanță la nivel profesional îți dă și o anumită experiență de viață. Da? Îți creează un anumit mod de comunicare cu oamenii, îți creează un anumit mod de a pune problema într-o discuție, lucruri de care ai nevoie ca politician. Și de asta am insistat foarte mult pentru, pe lângă colegii mei de la Organizația de Tineret, să se realizeze întâi în profesional și după aia să intre în politică și să ocupe o funcție. Și mulți dintre ei m-au ascultat și eu cred că asta e un lucru foarte bun. Ați adus vorba, domnule vicepreședinte Claudiu Manta, de localele care sunt poate cele mai importante alegeri pentru oricare partid, nu numai pentru cel mai partid PSD-ul la nivel de țară. Ați și dat prin vocea domnului vicepreședinte Cârciumaru, fost președinte, senatorul Florin Cârciumaru, numele celui care va intra în competiție pentru primăria Târgu Jiu, domnul Ciprian Florescu, fost prefect, la momentul acesta este la nivel de minister, secretar de stat. Secretar de stat, ministrul administrației și internelor. Sigur că decizia în principiu a fost anunțată atât de către domnul senator Cârciumaru, cât și prin vocea președintelui Mihai Weber. Deci, în sfârșit, și asta vă spun cu bucurie în glas, avem un candidat pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Pentru că era un lucru necesar, sigur că era cu atât mai bine dacă se făcea acest lucru mai din vreme, dar nu-i târziu nici acum, pentru că mai sunt 9 luni, cred că 9-10 luni până la alegerile locale. Ciprian Florescu este o persoană apreciată de către târgujeni și nu o spun eu, o spun sondajele de opinie, un om cu vechime în Partidul Social Democrat și eu sunt convins că toată lumea, fără excepție, îl va susține în această candidatură, pentru că avem nevoie să recâștigăm primăria municipiului Târgu Jiu, avem nevoie să, pentru că e cel mai important bastion politic, trebuie să o recunoaștem, și a fost o mare lovitură faptul că am pierdut această primărie. Am învățat din greșeli și eu vă garantez că odată formalizată decizia și oficializată, toată organizația PSD Târgu Jiu și organizația PSD Gorj se va încolona în spatele candidatului și vom obține victoria. Iată, vă propuneți să începeți lupta pentru recâștigarea fiefului electoral al PSD-ului Târgu Jiu, care a fost ani de-a rândul zona care a atras cu maxim de voturi o câștigare prin PSD a funcției de primar pentru domnul Florin Cârciumaru. Da, domnul Covaci, și eu, dacă vreți, partea pozitivă pentru noi a faptului că a câștigat domnul Romanescu, oamenii pot să vadă și să compare mandatul domnului Romanescu cu mandatul domnului Cârciumaru. Pentru că nu degeaba dânsul a fost reales de 5 ori primar și când a plecat pentru că a vrut dânsul și a dat demisia, s-a dus în Parlamentul României și n-a fost învins într-o bătălie electorală. Deci oamenii pot să compare ceea ce a făcut domnul Cârciumaru și ceea ce a făcut domnul Romanescu, iar din această comparație eu cred că este o mare diferență în favoarea domnului Cârciumaru.
Sigur că au fost o serie de proiecte pe care multe dintre ele le-a continuat primarul Romanescu, dar din păcate nu vedem foarte multe schimbări în bine la nivelul Târgu Jiului și ăsta e un lucru rău. Eu cred că avem nevoie în continuare de o administrație a Partidului Social Democrat, atât ca primar cât și la nivel de Consiliu Local, pentru că din păcate acești ultimi 3 ani au însemnat doar ceartă între primar și Consiliul Local, doar dezbinare și în cele mai multe cazuri, subliniez, a fost vina primarului Romanescu, pentru că primarul trebuie să fie un mediator, trebuie să fie un om care atunci când propune un proiect se duce în fața Consiliului Local, îl explică, încearcă să obțină votul consilierilor locali, pentru că acești consilieri locali, trebuie să o spunem, nu sunt rău intenționat. Vor binele acestui municipiu, ca noi toți, că și ei trăiesc acolo. Dar atâta timp cât nu este un proiect bine susținut, bine fundamentat, bine prezentat, cu sursă de finanțare, cu tot ce trebuie, evident că nu pot să-l votez. Și asta cred că a fost principala problemă și de aici această ceartă și aceste scandaluri în Consiliul Local. Vorbeam înainte de emisiune despre ce s-a întâmplat. Da, asta vreau să vă zic și eu. Deci, pe ce s-a întâmplat astăzi în ședința de Consiliul Local, este inadmisibil așa ceva. Pe vremea primarului Cârciumaru nu existau astfel de discuții și atunci erau consilieri cu ghilimele de rigoare mai gălăgioși, să zicem așa, dar atâta timp cât există totuși o ordine și o disciplină, pentru că, din păcate, ce se întâmplă acum în Consiliul Local, greu mai poate fi numit o ședință de Consiliul Local. Iată că ați anunțat și candidatul, cu siguranță că vă pregătiți și pentru stabilirea listei pentru Consiliul Județean și candidaturii uninominale, pentru că așa e acum conform noii legislații electorale, candidatura uninominală pentru președinția Consiliului Județean. Aici lucrurile sunt stabilite de mai mult timp. După cum știți, domnul Cosmin Popescu a anunțat că va candida în continuare pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Nu mergeți pe Parlament, că e așa aici niște... Nu. El dânsul a anunțat-o. Cosmin Popescu a ieșit foarte clar și a spus, domnule, candidez în continuare pentru Consiliul Județean. Aici nu există niciun fel de dubiu în această chestiune. Toată lumea este de acord cu candidatura dumnealui, pentru că are nevoie să-și continue proiectele. Foarte multe proiecte a făcut Consiliul Județean în acești 3 ani de zile. Care s-au regăsit în portofoliul primăriilor, care au însemnat proiecte pe apă, canalizare... Uitați-vă la sute de kilometri de drumuri județene asfaltate. Deci, uitați-vă la tot ce înseamnă infrastructură mare. Uitați-vă chiar la investițiile de la Spitalul Județean. Adică, sigur, și acolo sunt discuții și acolo sunt o grămadă de probleme la nivelul Consiliului Județean, la nivelul Spitalului Județean, dar bani pentru investiții cred că nu se poate plânge nimeni. Numai zilele trecute ce citeam în presă că au venit 17 milioane de lei vechi, 170 de miliarde pentru aparatură doar acest an. Să nu uităm că ambulatorul a fost reabilitat și dotat nu știu dacă mai sunt 2 sau 3 secții nereabilitate și nemodernizate la Spitalul Județean. Toate astea s-au făcut prin proiecte făcute de către Consiliul Județean. Lumea trebuie să știe și de fiecare dată când intri acolo, vezi că s-a făcut ceva. Vă repet, se merge, infrastructura județului este într-o stare bună și foarte bună, acolo unde au fost probleme se lucrează, se intervine, deci nu văd niciun motiv ca lumea să nu voteze în continuare ca președinte al Consiliului Județean pe domnul Cosmin Popescu. Să nu uităm că în weekendul trecut la Gorj s-a aflat ministrul agriculturii Petre Daia, a poposit în piața centrală și apoi să facă un bilanț al recoltei de cătine, care este una impresionantă pentru județul Gorj. Iată că și agricultura se mișcă. Da, domnul Daia e un tip foarte popular și practic unui om care îi place să meargă foarte mult în rândul oamenilor. De ce n-ați anunțat vizita? Că s-a făcut mai mult discreție. A fost o vizită, pentru că, mă rog, foarte mulți dintre adversarii noștri ne acuzau că de fiecare dată... Dar n-a venit cu mesaj politic, am văzut că a discutat probleme de agricultură. Omul a fost în piață, adică
da. Să vadă, să discute cu oamenii simpli. Și apoi a fost într-adevăr la Cărbunești, unde există o plantație de cătină impresionantă, o afacere a unui investitor privat de câteva milioane de euro. Deci se investește și în agricultură. Domnul Cuva, s-au schimbat foarte multe lucruri. Gândiți-vă câte mii de locuri de muncă s-au făcut în județul Gorj în ultimii 3-4 ani. Lucrurile s-au schimbat inclusiv din perspectiva investitorilor. Există altă optică și asta vreau să vă întreb. La nivelul autorităților județene, adică județul se deschide, încet încet se deschide către aceste investiții străine care sunt extrem de importante. Pentru că avem un minut, domnule vicepreședinte Claudiu Manta, v-ați fi așteptat ca tânăr cetățean acum să dezbrăcați haina politică, ca după ce în anii 90 aveam o inflație cu două cifre, acum să avem nevoie de lucrători chiar și în Gorj, să-i aducem din afară, să acoperim locuri de muncă vacante cu specialiști în domenii lucrative, cu profesioniști, iată, la obiectivele industriale care și acum caută, pun afișe peste tot, fac promovare, publicitate prin media, că au nevoie de lucrători pe diverse domenii și da, de câteva sute de locuri de muncă care nu pot fi acoperite. V-ați fi așteptat? Vă întreb ca tânăr politician. Inclusiv în Gorj există o criză acută a forței de muncă. Asta v-am spus, că în Gorj sunt nivelul de muncă. Șomajul este la nivel istoric, este cel mai mic șomaj de după anii 90, ceea ce înseamnă că măsurile guvernului PSD au fost bune. Pentru că e foarte clar, guvernul PSD, trebuie să o recunoaștem, are un merit foarte mare în scăderea șomajului, pentru că atâta timp cât reduci taxele, ai un guvern orientat pro-business, pro-investiții, oamenii vin și investesc, atât timp cât le creezi condițiile, creezi facilități, le creezi infrastructura necesară, le pui la dispoziție și faci cunoscută oferta de locuri de muncă, lucrurile vor merge în direcția potrivită. Iată, sute locuri de muncă în Gorj neacoperite, la nivel țară câteva mii, importăm lucrători în altă țară, iată, economia se mișcă. O spun cifrele statistice, domnul Covaci, faptul că, în ciuda dezinformărilor opoziției, avem una dintre cele mai mici datorii ale statului, pentru că datoria trebuie raportată la PIB și România este în ultimele 10 descrescători ca datorii, avem una dintre cele mai mici datorii publice din Europa. Și asta vă repet, nu o spun eu, o spune Institutul de Statistică. Avem cel mai mic șomaj în ultimii 30 de ani. Avem o inflație în limite acceptabile. Au crescut pensiile, au crescut salariile, s-au redus taxele, a crescut într-un cuvânt nivelul de trai. Eu zic că PSD-ul a luat măsuri bune și care au contribuit la toate acestea. Iată lucrul care se vede aspect cu ochiul liber. Vă mulțumim mult, domnule vicepreședinte. Succes în campanie. Vă mai așteptăm în limita timpului în studiourile noastre. Iar dumneavoastră rămâneți alături de noi, că aveți ce vedea și auzi.